Încercam să spun numele Domnului să fie binecuvântat. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, o să vă cer îngăduința să rămâneți pentru câteva clipe în picioare, având intenția să citesc două pasaje din Scriptură, un pasaj nou și celălalt a mai fost citit de câteva ori, fiind motoul conferinței. Geneza, capitolul 12, versetele de la 1 la 9, și apoi 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Repet, Geneza 12 cu 1. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 65 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui Mamre. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a așezat și și-a întins cortul, având Betelul la Ai, l-a pus și Ai l-a răsărit. A zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul, înaintind mereu spre miază zi. Și 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Amin. Mulțumesc! Stimații mei, vă invit cu respect să vă reașezați, să continuați să stați în prezența Domnului. În atmosfera aceasta frumoasă, îmbibată de prezența lui Dumnezeu, suntem din nou împreună ca să dăm slavă Stăpânului nostru minunat, să ne închinăm în fața Lui și să ne bucurăm de harul de a ne putea revedea, de a ne putea închina împreună înaintea Lui Dumnezeu, acordându-i Domnului ceea ce este a Lui ascuns în sufletele noastre. O să spun câteva cuvinte din cel de-al doilea pasaj pe care l-am citit, din respect pentru faptul că a fost ales ca un motto al conferinței, și încep prin a vă spune în introducere câteva lucruri. În primul rând, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că împreună cu tovarășul meu, cu Dorin Juravlea, ne-am bucurat de bucuria Domnului și în mijlocul dumneavoastră. Ne-am bucurat să ne revedem prieteni, în mod deosebit pe pastorul Marius Livanu, care ne este un prieten vechi, un prieten față de care respect pentru integritatea lui, pentru familia lui și în mod deosebit pentru viziunea și lucrarea pe care o face aici, în Italia, în nordul Italiei. Îi mulțumim pentru invitație și ne bucurăm așa de mult pentru frumusețea, eficiența și folosul acestei lucrări care atinge așa de mulți tineri și multe familii. Apoi ne bucurăm de echipa care îl înconjoară, de oamenii aceștia dedicați, oameni care au cheltuit, oameni care au depus mult efort și pentru o vreme și-au pus în hold responsabilitățile lor, implicându-se în organizarea acestui eveniment. Le mulțumim frumos în numele Domnului și ne rugăm celui care poate binecuvânta să-i binecuvinteze. Apoi vrem să vă mulțumim dumneavoastră, dragi tineri, stimate familii,
pentru că ați făcut efortul să veniți aici, să stați câteva zile. Noi știm că ați venit având așteptări și credem că aceste așteptări au fost împlinite de Dumnezeu care domnește, care stăpânește în noi și între noi. Vă încurajăm să duceți o veste bună înapoi, să încurajați și pe alții să vină, pentru că este bine să ne strângem împreună. Ne edificăm, ne închinăm, ne încurajăm, ne cunoaștem unii pe alții și mai ales voi care urmează să vă căsătoriți, vă prinde bine. Salutați-vă familiile când vă întoarceți acasă și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încă o dată, împreună cu fratele Dorin, vă aducem salutări din partea familiilor noastre, a bisericii de unde noi venim, a păstorilor noștri. Domnul cel preanalt să vă binecuvinteze. Revenind la pasajul despre care aminteam puțin mai devreme, respectiv 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, aș vrea să vă spun că acest scurt verset este încărcat de semnificație, iar cuvântul ispravnici pe care îl întâlnim aici este un cuvânt care în vremea aceea era folosit pentru robi. Dumneavoastră știți că în vremea aceea oamenii erau vânduți ca animalele. Un bărbat bun de muncă, probabil în jurul vârstei de 40 de ani, avea un preț destul de mic. Dacă era mai tânăr, dacă arăta mai bine, dacă era sănătos și puternic să poată munci, să facă mult efort, era mai scump. Prețul cu care a fost vândut Mântuitorul Iisus Hristos era prețul mediu pentru un sclav pe care îl puteai cumpăra cum cumpărăm noi astăzi ceva dintr-un târg de animale sau de lucruri. E bine, cuvântul acesta se folosea atunci, ceea ce noi numim astăzi în limba română administrator, în pasajul ăsta, se folosea atunci pentru oamenii care erau cumpărați, vânduți sau folosiți la diverse munci care nu aveau drept de viață. Stăpânul putea omorâ fără să aibă un proces pe rol cu un judecător, ci pur și simplu îl omora cum omoară cineva o pisică sau orice altceva. Cuvântul acesta era în mod deosebit folosit pentru sclavii care trăgeau la galere. Știți că înainte să existe vapoarele cu propulsie nucleară sau cu motoare sau cu vele, cu pânze, erau corăbii care aveau vâsle și era un șir de bărbați pe o parte, și aceștia se numeau oameni care trăgeau la galere, la vâslele alea. Fiecare avea câte o vâslă foarte lungă, erau 10, 15, 20 pe o parte, tot atâția pe partea cealaltă, și cu forța lor fizică propulsau corabia să meargă în față. Ei erau ceea ce noi astăzi citim în Biblie, administratori. Aș vrea să spun câteva lucruri care definesc statutul lor și profilul lor psihologic, pentru ca să înțelegeți cum ar trebui să fim noi. Pentru că noi încercăm să fim niște domni care venim la biserică. În primul rând, identitatea acelor oameni erau să fie robi pe viață. Ei nu erau niciodată liberi. N-aveau libertatea să facă ce vor. Erau robi pe viață. Dacă vrei să fii un rob al lui Hristos, puneți asta în minte. Eu sunt robul lui Dumnezeu pentru restul vieții mele. Eu nu-mi permit să fac ce vreau, eu îmi permit doar să fac ce onorează pe stăpânul meu. Asta este identitatea mea. Eu sunt robul lui Iisus Hristos. Asta este identitatea mea. Apoi, activitatea lor era faptul că lucra întreaga lor viață pentru profitul stăpânului care i-a cumpărat sau care i-a răscumpărat. Ei știau că restul vieții lor vor munci pentru stăpânul lor pentru că ei erau ai stăpânului lor. Puneți, te rog, asta în minte. Zilele pe care le mai ai de trăit, ani sau zeci de ani, trebuie să lucrezi pentru Dumnezeu, trebuie să te implici pentru Dumnezeu. Aceasta este o onoare, aceasta este o datorie, aceasta este o responsabilitate. Apoi, metoda lor era să lucreze sub autoritate și în unitate.
De obicei, vapoarele acestea, nu se ziceau vapoare, e un termen contemporan, corăbii. Corăbiile acestea aveau o persoană care era și șeful corăbiei, el stătea în partea din spate și avea o tobă și un băț special cu care lovea toba, fixând ritmul cu care trăgeau la galere. Dacă se grăbea să ajungă mai repede într-un loc, bătea mai des, și atunci vâslele trăgeau mai repede și ajungeau mai repede. Dacă aveau timp suficient, îi lăsa să tragă mai încet, să nu se obosească. Ei bine, acesta era omul care reprezenta autoritatea. Nu trăgea la vâsle el, el fixa ritmul. Cei care treceau la vâsle erau robii, el nu era un rob, el era un om plătit. Dar toți ceilalți trebuia să tragă în unitate. Cel mai bine este să-l întrebăm pe fratele Marian sau pe muzicienii de aici cât de important este să cânte toți în portativ, în notă, să respecte nota, să respecte ritmul, pentru că altfel ce s-ar întâmpla cu muzica lor? Cine ar mai asculta-o? Ei, asemenea lor, care cântă în același ritm, trăgeau și cei cu vâslele, pentru că altfel se lovea vâslă de vâslă și vaporul sau corabia nu mai putea să meargă înainte. Ei lucrau în unitate, trăgeau în același timp și lucrau în autoritate. Vâsleau ori de câte ori se auzea bum, bum, bum. N-avea nicio importanță dacă îi era cald, dacă transpirase sau, mă rog, dacă îl durea stomacul. Era acolo să vâslească indiferent ce se întâmpla, pentru că el era al stăpânului său. Și încă ceva, regimul lor de viață era să lucreze indiferent de condiții. Dacă ploua, nu aveau umbrelă și nici nu se trăgeau sub un copac. Dacă erau valuri mari, nu se opreau pentru ca să se protejeze, ci pur și simplu continuau să tragă. Ei trăiau pentru stăpânul lor, care avea stăpânire peste ei, ei munceau pentru restul vieții lor, pentru stăpânul lor, ei munceau în unitate, având același ritm și se supuneau autorității celui care bătea toba și lucrau indiferent de condiții, iar scopul lor era să onoreze stăpânul și proiectele acestuia. Dacă trebuia să ducă marfă într-un port și trebuia să ajungă mai repede decât de obicei, ei pur și simplu vâsleau mai repede ca să ajungă la timp, să onoreze pe stăpânul lor care erau, să zicem, un businessman mare și să nu-i strice reputația businessului lui. Tot ce făceau ei era pentru onoarea stăpânului. Ei munceau, iar onoarea era a stăpânului. Așa se explică pasajul acesta dacă interpretăm semnificația cuvântului administrator. Când o să fiți înaintea Domnului și o să vreți să vă predați viața Domnului, gândiți-vă, vă rog, la ce v-am spus în această dimineață. Pentru că, de fapt, ceea ce faceți, asta înseamnă să aparținem lui Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu, să trăim în unitate unii cu alții, fără să intrăm în conflict ca niște ambițioși aroganți, și tot ce facem, să facem pentru slava singurului stăpân, care este stăpânul nostru, sfințească-i se numele. Și acum aș vrea să revenim la primul pasaj pe care l-am citit, și anume cel despre Avram, și să vă spun câteva lucruri legate de implicarea acestui bărbat. Felul în care el s-a implicat se constituie într-un exemplu foarte potrivit pentru noi, care dorim să ne implicăm, dar care avem nevoie de modele. Ați observat că noi avem nevoie de modele în toate lucrurile. Dacă cineva își cumpără o mașină, vrem și noi să ne cumpărăm și mergem să vedem mașina lui. Îl întrebăm câți cilindri are, ce capacitate, ce viteză și multe alte detalii tehnice. Dacă cineva și-a cumpărat o rochie, o întrebăm de unde și-a cumpărat-o. În general, noi urmăm anumite modele, pe cineva care e în fața noastră cu câțiva pași, pe cei care sunt mai în vârstă, dar nu vorbesc neapărat despre domeniul spiritual, ci despre toate aspectele vieții. Așișderea, adică la fel și noi, avem nevoie de modele nu doar
în zona spirituală. Noi suntem ființe spirituale, dar noi suntem și ființe sociale. Noi suntem și ființe sexuale, ne căsătorim, facem copii. Noi suntem ființe intelectuale, nu acționăm în baza instinctelor ca animalele. Iepurile stă acolo speriat și când aude un mic zgomot, o taie cu toată viteza într-o parte sau în alta. Noi nu suntem așa, noi avem rațiune. Dintre toate ființele create, numai omul are rațiune. Numai omul are sentimente, numai el știe să spună aceste cuvinte magice, te iubesc. De aceea noi trebuie să ne ridicăm la nivelul proiectului pe care Dumnezeu l-a avut când ne-a creat. Stimații mei, viața unui om nu este caracterizată doar de ceva anume, ci este o viață holistică, e o viață complexă. Noi nu ținem cont doar de pantofii noștri, noi ținem cont de toate piesele vestimentației noastre. La fel și viața noastră, nu ne uităm doar la ce mâncăm sau doar la cu ce ne îmbrăcăm, ne uităm la totul. Viața spirituală este o parte a existenței noastre care ar trebui să fie dominantă și influentă asupra celorlalte și să le subordoneze pe celelalte. Sunt oameni la care moda subordonează toată viața lor, alții mânia subordonează toată viața lor sau ura, răzbunarea. Alții sexualitatea le domină toată viața și ajung obsedat sexual. Și lista poate continua. Scopul prezentării acestei predici este să explic prețul implicării și consecințele acesteia. Atunci când te implici, există un preț. Să presupunem că un prieten ne întreabă: nu vrei să vii după amiază să mă ajuți pentru că am nevoie de ajutorul tău? Și tu îl întrebi: cu ce să te ajut? Și el spune: nu știu ce să zic, vreau să-mi fac un gard sau vreau să-mi mut mobila sau nu știu ce exemple potrivite să dau. Și spui: ok, pleci de acasă, renunți la timpul pe care ai fi putut să-l folosești odihnindu-te sau stând cu familia și pur și simplu mergi acolo ca să te ostenești pentru omul acela. Tot ce faci are un preț, te deranjezi, depui efort, poate chiar te lovești, îți consumi benzina până acolo și înapoi. Există un preț când te implici, dar dacă vorbim despre implicația în întreaga noastră viață pentru Dumnezeu, prețul este considerabil. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, pentru voi, dragi tineri, este următoarea: cât de hotărâți sunteți să vă implicați acceptând să plătiți prețul inclus în implicare, în decizia implicării? Este o decizie responsabilă sau este expresia unei emoții de moment? Este o hotărâre fermă a unui adult care se ține de cuvânt sau este așa, doar un instinct pe care îl ai acum și se schimbă mâine? Gândește-te la faptul că Dumnezeu nu ți ascultă rugăciunea doar uneori, ci ți-o ascultă de fiecare dată. Dumnezeu este perseverent în ce ți-a promis că va face. Cu aceeași atitudine trebuie să întâmpinăm noi perseverența lui Dumnezeu, să ne angajăm să ne implicăm. Dar atunci când ne angajăm să ne implicăm, să știți că implicarea noastră nu presupune doar ce facem. În primul rând, implicarea noastră presupune ce suntem. Pentru că un om neserios se va implica neserios. Un om serios se va implica serios. Un exemplu din domeniul vostru. Un bun cântăreț va cânta bine. Un slab cântăreț va cânta slab. Un necântăreț ca mine nu va cânta deloc. Ce să suflu eu în goarna aia, că nici nu știu bine pe care parte să suflă. Când ai caracter, implicarea poartă nota asta a performanței caracterului. Vii împreună cu integritatea ta, cu seriozitatea ta, cu punctualitatea ta, cu fermitatea ta.
vii împreună cu principiile și valorile care te caracterizează. Acolo nu este doar așa un muncitor flecar și neserios, ci e un bărbat sau o femeie pe care te poți baza. Un om care dacă a spus da, e da, dacă a spus că e 9, înseamnă că e 8 și 55 de minute. Dar haideți să ne uităm la Avram. Vreau să surprind 3 lucruri, foarte probabil 3. Și anume, în primul rând, vreau să vorbesc despre implicația relației lui cu el. Persoana cu care eu vorbesc cel mai des și cel mai mult este eu. Eu vorbesc cu mine cel mai mult. De dimineață, cum am făcut ochi, am început să vorbesc cu mine. Mai întâi mi-am adus aminte ce zi astăzi, unde sunt, ce caut aici și ce program am. M-am uitat la ceas, am încercat să-mi împart timpul pentru siesta personală, pentru pregătire, pentru toate lucrurile. I-am scris un mesaj soției mele și cuia mai trebuie să-i scriu. Și tot timpul am vorbit cu mine, tot timpul am vorbit cu mine. Văzând că mă apropii de ora la care trebuie să vin aici, am spus, ok, acum trebuie să te grăbești, hai, un pic mai repede, un pic mai repede. Tot timpul, de când mă știu, eu am vorbit cel mai mult cu mine. Și cea mai mare investiție pe care am făcut-o în cineva, am făcut-o în mine. De aceea Avram, dacă ne uităm la el, haideți să surprindem relația lui cu el și relația lui cu Dumnezeu. Implicarea nu înseamnă doar ce facem, înseamnă în primul rând ce suntem, pentru că ceea ce facem depinde ce suntem. Viața lui Avram a fost marcată în mod decisiv de relația spirituală cu Dumnezeu. Relația spirituală personală cu Dumnezeu l-a marcat atât de mult, încât atunci când îl întâlneai pe Avram, era ușor să constați că omul ăsta îi aparține lui Dumnezeu. Biblia remarcă că Avram s-a bazat pe promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu a apreciat lucrul ăsta ca pe neprihănire. Știți ce a însemnat neprihănirea lui Avram? Neprihănirea lui Avram a însemnat credința lui Avram. Adică Dumnezeu a spus un lucru pe care Avram nu putea să-l verifice. Putea doar să-l creadă, asumându-l, sau să nu-l creadă. Și Avram l-a crezut. Exista riscul potențial să fie înșelat, dar el și-a asumat riscul ăsta și a crezut. Și când Dumnezeu a văzut că el crede și face ce crede, i-a numit asta neprihănire. Când ne vom baza pe Dumnezeu ca și cum avem dovezi, dar nu avem nicio dovadă, el numai ne-a promis. Noi credem în promisiunea lui Dumnezeu că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Când cunoști un băiat serios, un om serios, te bazezi pe ce spune, că îl cunoști pe el, știi că ăla, la el e da, da. Dar când știi un băiat că nu-i serios și spune nouă, îl aștepți așa pe la 10 jumate. Că așa a venit la ultimile 150 de întâlniri când te-ai întâlnit cu el, pe la 10 jumate, așa, cam o oră jumate ia până ajunge. Noi credem în Dumnezeu pentru că îl cunoaștem pe el, ne bazăm pe caracterul lui, de aceea îi credem vorbele, că avem încredere în caracterul lui. Tot ce a făcut Avram în viață a depins de relația lui spirituală cu Dumnezeu. Avram, al cărui nume înseamnă Tatăl este înălțat, a trăit foarte mult, a trăit 175 de ani. 75 de ani i-a trăit în Irak, acolo unde s-a născut el. Și 100 de ani i-a trăit în Canaan, în țara unde urma să trăiască David, Iisus Hristos, pentru că Avram a fost bărbatul din care a ieșit prin copiii și nepoții lui poporul evreu de astăzi. Ei bine, el este cinstit în 3 mari religii. Este cinstit în iudaism, este cinstit în creștinism și este cinstit în islamism. Toți 3 îl respectă. El s-a născut cu 2 ani după ce a murit Noe și s-a născut cu 1200 de ani înainte ca Solomon să construiască templul din Ierusalim în 968. La vârsta de 75 de ani, Avram și Sara, împreună cu un nepot de-al lui,
pe care îl chema Lot, au plecat din Haran și au venit în Canaan. Dumnezeu i-a spus să plece, dar nu i-a spus să-l ia pe Lot cu el. La vârsta de 86 de ani, Avram l-a avut pe Ismail dintr-o femeie de serviciu a soției lui, țiitoarea Agar. Și asta a generat de atunci și până astăzi o grămadă de probleme. Probleme care nu se vor termina niciodată. Când a avut 99 de ani, Dumnezeu s-a întâlnit cu el în mijlocul unei teofanii. Teofanie înseamnă arătare a divinității. Teos, fanie, poză. Dumnezeu poate să ia o înfățișare fizică ca să fie văzut în forma unui om, cum înțelegem noi că e omul, sau poate un înger să ia o astfel de înfățișare numit angelofanie. Dar a avut o teofanie și Dumnezeu i-a mai promis încă o dată și peste un an, într-adevăr, s-a născut băiatul promis, adică Isaac. El urma să fie descendentul lui Avram până la Mântuitorul Iisus Hristos, care urma să se nască la împlinirea vremii. Dumnezeu i-a promis lui Avram câteva lucruri, iar Avram a crezut pe cuvânt pe Dumnezeu și asta i-a fost socotit drept neprihănire. Dumnezeu i-a promis că îl va face un neam mare. Astăzi este un neam mare. Dumnezeu i-a promis că îl va binecuvânta și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a promis că îl va face un nume mare. Spuneam că este cinstit în cele mai mari trei religii. Și Dumnezeu îl va face o binecuvântare. Acestea au fost promisiunile lui Dumnezeu. Avram a trăit ca imigrant într-o lume politeistă, emigrând în lumea idolatră a Mesopotamiei, unde trăise înainte. După ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, Avram s-a închinat atât în totalitate, cât și în exclusivitate lui Dumnezeu. Și din nou, asta i-a fost socotită ca neprihănire. Avram s-a implicat într-un mod responsabil, total, deplin, profund și în totalitate. De aceea Dumnezeu l-a iubit pe Avram și numele lui este cinstit. Avram a fost campionul altarelor. El, între oamenii care sunt numiți în Biblie ca și constructori de altare, când vorbim despre altar, vorbim de o capelă. Ceea ce însemna atunci altar, pentru noi astăzi ar însemna un fel de capelă. Dar nu era o capelă, era ceva construit în fața căreia se închina. Era un simbol fizic al prezenței invizibile a lui Dumnezeu. Și în viața lui Avram, în locurile în care a ajuns el, în vreo 7 locuri, el a construit altare pentru că el era un om al rugăciunii, al meditației, al părtășiei cu Dumnezeu. Biblia vorbește despre mulți oameni care au construit, 5 oameni. Avram e campion pentru că el a construit cele mai multe altare, 4. Fiul său a construit doar un altar, nepotul său Iacov a construit 2. Moise a construit și el de asemenea 2 altare. Noe, care a trăit înainte de el, a construit și el un altar. Mari oameni ai lui Dumnezeu au construit altare pentru că aveau nevoie de ele să se închine, să se roage. Acolo îl întâlneau pe Dumnezeu. Și noi venim la biserică. Putem să ne rugăm acasă, dar e altceva. Acasă ne rugăm în privat, aici ne rugăm în public. Fiecare rugăciune este importantă și are specificul ei, dar nu putem nici fără privat, nu putem nici fără public. Această implicare a lui Avram în relația spirituală cu Dumnezeu a fost cheia succesului în închinarea și în implicarea lui în familie. Pentru că Avram s-a implicat în relația spirituală personală cu Dumnezeu, de acolo i-au venit resursele, răbdarea, iubirea, înțelepciunea, tactul, rezistența, bunătatea, curajul pe care le-au folosit în relația de familie restrânsă și extinsă, în relația cu comunitatea și în relațiile sociale. Avram a fost un om foarte influent, dar această influență a fost produsul, rodul relației lui spirituale personale cu Dumnezeu. De aceea este important să
avem o conexie cu Dumnezeu. Când avem conexie la telefon, îl putem folosi. Când nu avem semnal la telefon, e mort, degeaba are baterie, degeaba funcționează, că nu avem conexie. Avram a avut tot timpul această conexie cu Dumnezeu, care s-a constituit într-o resursă pentru orice activitate pe care a făcut-o acest om. Vreau să vă întreb în această dimineață, nu este așa că noi suntem tentați să facem doar lucrurile care se văd? Pentru că văzute fiind ne dau semnificație. Aduceți-vă aminte ce spunea Mântuitorul despre farisei. Ei se roagă la intersecție. De ce se ruga la intersecție? Să-i vadă lumea. Dar de ce nu se ruga pe o stradă? Pentru că pe o stradă e doar o stradă. La o intersecție sunt două străzi. Vă dați seama cât de bandiți au fost să aibă eficiență în ipocrizia și în falsitatea existenței lor. Erau deștepți, dar pentru prostia lor erau deștepți. Oameni scumpi, relația spirituală cu Dumnezeu nu se vede, dar se văd roadele ei. Se vede eficiența, se vede sfințirea, se vede caracterul, se văd resursele pe care le primești din părtășia cu Dumnezeu. Altfel, ești doar un zgomot. Dincolo de zgomot nu mai e nimic, poate praf. Calitatea vine de la Dumnezeu. Caracterul vine de la Dumnezeu. Măreția vine de la Dumnezeu, ca soț, ca individ, ca tată. Sigur, când spun soț, nu mă refer la bărbat, ci mă refer la soț și soție, evident. Oameni scumpi, implicarea începe cu implicarea mea cu mine și implicarea mea cu Dumnezeu. Dacă cineva este un om al lui Dumnezeu și se implică, va fi perseverent. Nu de când azi, când da, când nu, adică aia alba, neagră, ați văzut, nu poți să ai, nici nu știi unde este. Nu, un om perseverent este întotdeauna unde trebuie să fie, un om de caracter. Un om de caracter înseamnă un soț de caracter. Știți cum e soțul? Cum e individul înainte de căsătorie. Dacă e așa, va fi și după ce se căsătorești. Dacă e blond, va fi un soț blond, dacă e brunet, va fi un soț brunet. Cum ești înainte să te căsătorești, ca individ, ca ființă umană, la fel vei intra în căsătorie și așa vei îmbătrâni. De aceea este necesară implicarea în relația cu Dumnezeu, pentru că această relație te îmbogățește, te umple, te satisface, îți oferă, îți dă strălucire și îți dezvoltă caracterul, îți dă resurse. Surorilor care sunteți căsătorite, împingeți-vă bărbații spre Dumnezeu. Dacă ei, lor nu le trece prin minte să citească Biblia, asumați-vă rolul de pălărie, de purtarea pălăriei și spune-i, știi ce, hai te rog frumos să stăm 5 minute aici pe sofă și să citim un capitol din Biblie. Nu pierzi nimic. El când citește din Biblie se apropie de Dumnezeu. Când se apropie de Dumnezeu, te pupă mai mult, te îmbrățișează mai mult, e mai serios, e mai sincer, e mai bucuros, e mai... Nu mi-ajung degetele de la 10 mâini. De ce îl cicălești în loc să-l ajuți? Și invers, bărbaților, împingeți-vă femeile înspre Dumnezeu, soțiile. Împingeți-le înspre rugăciune, că în timpul rugăciunii te faci mai bun. Pentru că cu Dumnezeu nu intră nimeni în competiție, dar noi unii cu alții intrăm în competiție. A doua implicare sau implicație a lui Avram a fost în familia lui. Acesta este marele examen al fiecărui muritor, familia. Nu știu o experiență mai grea decât familia, dar nu știu nicio experiență mai frumoasă decât familia. Familia este cea mai grea experiență și este cea mai frumoasă experiență. Cea mai înaltă școală este familia. Mai ales dacă faci performanțe din chestia asta și nu te suportă un erou sau o eroină cu care te-ai... care continuă slujba lui mama și lui tata. Implicarea lui Avram are multe aspecte în viața lui de familie și probabil cel mai complicat aspect a fost conflictul dintre Sara și Agar. Agar fiind slujnica Sarei, dar pentru că el
s-a culcat cu Agar și au făcut un copil, ea a crescut în statut în raport cu Sara, a devenit un fel de competitivă cu Sara. Înainte era slujnică, dar pentru că ea prin Avram a devenit la fel ca și Sara. Cum era asta soție, îi era și cealaltă. Deși prima era soția adevărată, cealaltă era doar un fel de slujnică cu care el s-a culcat în speranța că o să facă un copil. Că 25 de ani a așteptat să-i dea Dumnezeu un copil. Aceste două femei au intrat în conflict. Când Sara a avut copilul ei și Agar îl avea deja pe Ismail, fiecare își susținea băiatul. Cei doi au intrat în conflict și mamele lor de asemenea, iar Avram era la mijloc. Vă aduceți aminte câtă înțelepciune a avut când i-a dat prioritate Sarei, soției lui? Și știți ce i-a spus Sarei în legătură cu Agar, care o enerva? I-a spus așa: fă-i ce vrei să-i faci. Și femeia aceea s-a simțit protejată de soțul ei. S-a simțit sub autoritatea lui și s-a liniștit. Orice femeie din lumea asta nu se va sătura cu banii care îi aduci, poți să-i aduci toți banii de la bancă acasă. Banii nu pot fi înlocuiți, trebuie să-i aduci, dar banii sunt necesari, dar nu suficienți. Sunt necesari, dar nu suficienți. Niciodată să nu mai spui: păi eu lipsesc de acasă pentru că trebuie să aduc bani. Soția are nevoie și de prezență și de bani. Cum faci asta? Nu știu. E treaba ta cum faci asta. Adevărul e că nici eu nu știu la mine cum să fac asta. De 62 de ani mă străduiesc să o fac mai bine. Renunțarea lui Avram de a avea dreptate în conflictul dintre Sara și Agar a fost marele secret al performanței lui. Deși cei mai mulți de aici nu sunteți căsătoriți, mă adresez pentru câteva clipe celor care sunteți căsătoriți, aceasta este una dintre lucrurile pe care eu le-am învățat cu ceva timp în urmă și pe care le experimentez de ceva timp și încep să le înțeleg. Și anume, renunțarea la nevoia de a avea dreptate. Eu sunt o ființă mai militaroasă așa de felul meu și Carmen, soția mea, e o femeie mai puternică, așa ca formula de șampon, doi într-unul, doi bărbați într-o fată. Și când ne-am căsătorit, am avut destule conflicte împreună pe diferență de opinie. Ea avea un punct de vedere și eu un alt punct de vedere. Și am trecut prin foarte multe faze folosind multe metode de a rezolva problema și niciuna n-a dat rod. Suntem de 41 de ani împreună și sigur că în acești 41 de ani am avut timp să probăm o grămadă de variante, de alternative, și în ultimii ani am găsit ceea ce căutam. Acest lucru l-am găsit, a fost împărțit în multe bucăți, ca o pâine care e împărțită în 10 bucăți și trebuie să cauți toate cele 10 bucăți ca să ai o pâine. Niciodată nu găsești o pâine întreagă. Și nu vă interesează experiența mea și nici eu n-am chef să o împărtășesc aici, că nici nu-i timp, dar aș vrea doar să vă spun că astăzi știu ce trebuie să fac, mai îmi trebuie să am putere să fac ce știu, dar cel puțin știu ce trebuie să fac. Întotdeauna când există conflict, fiecare dintre cei doi participă la conflict cu intenția să-și impună dreptatea. Fiecare vrea să câștige. Cel care va fi mai pocăit dintre cei doi, soțul și soția, va folosi metoda tăcerii. Asta e tot. Dacă nu știe ce s-a întâmplat partenerul, îi spui o singură dată și cu un ton foarte jos. Ambele sunt foarte importante. Îi spui o singură dată și cu un ton jos, jos, jos. Și după aceea nu mai spui nimic. Dar nici ea nu o să mai spună. Că știți cum e o discuție? El ia. Și niciunul nu ascultă, ci stă cu gura pe buzele lui, la să vadă când se opresc, ca să spună el perlele, că numai el spune perle. Dar dacă tu nu spui nimic și vine rândul ei din nou, ea spune, și dacă tu taci, ea nu mai spune, că tu ai întrerupt legătura. Renunță la nevoia de a avea dreptate.
Ar fi extraordinar pentru tineri să înțeleagă treaba asta, dar n-au cum să o înțeleagă. Ei cred că o înțeleg, dar nu înțeleg aproape nimic. Pentru că sunt lucruri pe care nu le poți înțelege decât prin experiență. Implicarea în familie este cea mai grea implicare. Pentru că aproape cum te-ai implica nu-i bine. De acolo vine greutatea, din subiectivism, din lipsă de flexibilitate și din intenția de a domina, de a te impune, chiar de a exploata. Avram a fost un om înțelept. Vă aduceți aminte că Dumnezeu îl recomandă și îl dă ca un exemplu spunând următoarele cuvinte. Știu că el va învăța copiii și copiii copiilor lui după el să păzească legea lui Dumnezeu. Nimeni nu este recomandat de Scriptură ca fiind un tată cu echilibru asemenea lui Avram. Eli a fost un preot, dar a fost un eșec la capitolul ăsta. David a fost cel mai sclipitor rege, unul dintre cei mai proeminenți muzicieni, dar a fost un faliment la capitolul familie, un mare faliment. Puțini oameni au falimentat în familie, cum a falimentat acest mare războinic și rege, care la palat era extraordinar, dar acasă a fost un mare faliment. Avram este persoana cu care se laudă Dumnezeu, pentru că s-a implicat. Aduceți-vă aminte, când băiatul lui, el a avut două experiențe teribile cu băiatul lui, cu Isaac. Una a fost când a trebuit să-l omoare, aducându-l jertfă. În vremea aceea se aduceau jertfe umane, nu era nimic sadic. Mai mult de atât, nu se dătuse porunca nu ucide. Nu știți că porunca asta s-a dat pe vremea lui Moise, Moise a trăit mai târziu. Deci nu era în vremea aia porunca nu ucide. Că revelația n-a fost așa aruncată din avion, ca un pachet mare, ci într-o perioadă de 1500 de ani au venit toate aceste 66 de cărți. În 1500 de ani! S-a spus câte puțin, așa ca cu țârâita, ca de la chiuvetă, pic, a mai trecut 50 de ani, pic, pic. Noi avem toată revelația. Avram n-avea nimic atunci, nimic, decât ia-te și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Asta a fost toată legea Domnului. Și când Dumnezeu a spus, omoară-l pe copilul tău pe un munte pe care ți-l voi arăta, el s-a dus, a luat cuțitul și după ce l-a pus pe grămada aia de lemne, când a vrut să-l lovească și să-l omoare, Dumnezeu a spus, oprește-te, nu-i nevoie să-l omori, am vrut să văd ce faci. Nu-i nevoie. Dar numai imaginați-vă că băiatul ăsta avea în jur de 16 ani. Ăsta era legat de lemnele alea și când a văzut, mai înainte să vadă, l-a întrebat, tată, unde e mielul? Știți ce i-a răspuns Avram? Ăsta este răspunsul când nu vei ști ce să răspunzi. Ascultă-mă, ăsta este răspunsul când nu vei ști ce să răspunzi. Dumnezeu va purta de grijă. Spui ceva și nu spui nimic, de fapt. Tu exprimi o speranță, o asumare. Așa a făcut Avram. Dumnezeu va purta de grijă. Și băiatul ăsta a văzut că leagă pe el. A crezut că e o glumă. Eu nu știu, n-am fost acolo. Dar încerc să creez un scenariu din raportul biblic. Și l-a văzut pe taică-său că ia cuțitul și vrea să-l omoare. De-abia atunci a înțeles că el trebuie să fie omorât. Vă puteți imagina ce sentimente, câte întrebări au trecut cu o viteză uluitoare prin minte, ce se întâmplă? Și a știut, a văzut că taică-său este la un pas să-l străpungă cu cuțitul. Și a auzit și el, nu numai Avram, Avrame, oprește-te. Restul vieții n-a mai avut nevoie să-i spună nimeni cine este Dumnezeu, că pentru el Dumnezeu a fost cel ce l-a scăpat. El nu trebuia să creadă, pentru că el a văzut. Când vezi, nu mai e nevoie să crezi. Ca la Toma. Toma, ferice de tine că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei ce nu văd și totuși cred. Oamenii lui Dumnezeu, a te implica nu înseamnă doar să vii la biserică să faci o slujbă, deși este foarte mult să faci asta. Este lăudabil, este extraordinar, dar noi suntem niște ființe complexe și această implicare trebuie să fie prezentă în toate sferele vieții noastre. Și am început spunând, în primul rând, în raport cu Dumnezeu, implică-te în rugăciune, în privat. Pentru că privat, cămăruța aceea este un loc părăsit pentru cei mai mulți dintre creștinii care vin la biserică.
Cei mai mulți dintre creștinii care vin la biserică mai au un singur loc unde se roagă, la biserică. Atât. Odăița nu mai o folosesc. De aceea trebuie să ne implicăm în întâlnirea noastră cu Dumnezeu din odăiță. Capela aceea a familiei trebuie, e aerul nostru, e mâncarea noastră, e apa noastră, e odihna noastră. Nu poți să înaintezi pe calea lui Dumnezeu decât într-o manieră ipocrită, lipsită de integritate, falimentară. Nu poți să rămâi în picioare ca un om admirat, respectat, ca un om de calitate, ca un om integru, ca un bărbat care atrage admirația oamenilor. Nu pentru că mergi după treaba asta, dar asta vine la pachet, ca un element atașat. În felul acesta, oamenii au încredere în tine. Noi îi invidiem pe oamenii cu bani, dar îi urmăm și îi respectăm pe oamenii de caracter. Stimați prieteni, implicarea în familie este rezultatul implicării cu Dumnezeu. Avram a trecut prin foarte multe în familie, mai ales familia lui extinsă. Aduceți-vă aminte de Lot. Lot a fost nepotul lui, dar el s-a îmbogățit pe lângă Avram și la un moment dat slujitorilor au intrat în conflict și implicit ei urmau să intre în conflict, dar Avram se arată un om înțelept și îl cheamă pe Lot la o discuție și îi spune: Lot, trebuie să stăm de vorbă. Noi urmează să ne certăm pentru că slujitorii tăi vor veni la tine și îți vor spune punctul lor de vedere, ai mei vor veni la mine și îmi vor spune punctul celălalt de vedere. Și fiecare ne vom susține business-ul și ne vom certa. Uite ce este, eu nu vreau să intru cu tine în conflict, trebuie să ne despărțim. Eu îmi asum că Lot a făcut ceva, le-a dat dreptate, dar asta e numai asumarea mea și nu vă interesează. Eu spun doar ce scrie în Scriptură, nu ce cred eu. Și Avram a făcut un lucru extraordinar. Deși era mai mare, deși era patriarh, i-a dat lui dreptul să aleagă. Și știți ce a făcut? Lot a profitat de chestia asta și a ales. N-a avut el un pic de bun simț că l-a luat unchiso cu el ca să îl facă om. L-a ținut pe lângă el și s-a îmbogățit. Și n-a avut nici atâta respect tupeistul încât a profitat de eleganța la unchiul lui și a ales în fața lui. Cum poți să faci asta? Mă, omule, când ajungi la ușă împreună cu o doamnă sau cu o persoană mai în vârstă decât tine, îmi vei spune asta era în România. Nu e, mă, omule, în România, e în caracter, n-are importanță în ce sară trăiești. Asta este o chestie de omenie. Asta este o chestie de bun simț, e o chestie de maniere, că nu suntem din aia cu patru picioare, suntem doar cu două. Avem și noi minte în cap. Trebuie să avem un sistem de valori care ne clăuzește comportamentul. El a oferit respect la nepotul lui, dar nepotul n-a avut ce să-i dea. Pentru că el nu se întâlnea cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte unde s-a așezat Avram? Avram s-a așezat pe munte și și-a făcut un altar. Lot s-a dus și s-a așezat lângă Sodoma și Gomora și mai apoi în Sodoma și acolo erau altare destule construite, nu trebuia să mai construiască el. Și fiecare s-a luptat, s-a sfârșit predica, fiecare s-a luptat după, s-au inspirat de altarul la care se închina. Închei, stimaților, spunându-vă următorul lucru. Rolul acestei conferințe a fost să ne vorbească despre implicare. A fost să ne spună faptul că Dumnezeu vrea să ne implicăm. Vrea să ne implicăm în relația spirituală personală cu El, vrea să ne implicăm acasă la noi, ai acolo o soție, iar dacă nu ai, în curând îți vei aduce una. E ușor de adus, e greu de iubit, e greu de răbdat, e greu să o faci fericită, e greu să înțelegi ce nu poți înțelege. E greu să renunți la nevoia de a avea dreptate și să vorbești tăcând. Lucrurile astea sunt grele. Să duci o fată acasă, e floare la ureche, lumea plină de fete, n-ai loc de ele. Dar să fii un bărbat de caracter și să-ți faci fata aia fericită, ajungând cu ea la un numitor comun, e o artă. E mai grea decât să înveți, să predii, să cânți sau să devii aitist sau inginer. Asta este marea măreție a vieții. Să te implici cu o persoană de gen opus în ce se numește căsătorie.
să știi să iubești nevasta și să-ți respecti bărbatul. Să știi să creezi capacitatea de a crea puncte comune, calea țin căsătoria, intersecțiile astea de lucruri comune. Să faci copii pe care să știi să-i crești, în care să te investești. Asta nu înseamnă că vei fi un om perfect. Asta înseamnă că vei fi un om integru, un om implicat, un om care ai modele și un om care devii un model. Viața trece. Ieri, alalteri, aveam 16 ani, 21 când m-am căsătorit și m-am convertit. Au trecut 62 de ani, nici nu știu unde am fost în perioada asta. A trecut așa de repede. Probabil că mai e un pic, nu știu cât, și s-a terminat. Și într-o zi o să merg în cer și nu o să mai mă pot întoarce niciodată pe pământ să repar greșelile mele ca soț, greșelile mele ca tată, ca bunic, ca păstor, ca om, ca vecin, ca prieten. Acum e timpul meu. Doar acum e timpul meu. Și vreau să excelez. Vreau să învăț cum poate fi iubită fata asta cu care sunt de 41 de ani. Vreau să știu ce trebuie să fac ca atunci când eu nu voi mai fi, cam așa se întâmplă, băieții pleacă primii să pregătească locul, să rămână cu admirație față de soțul ei. Vreau să rămân în memoria copiilor și a nepoților mei, nu ca un pastor ipocrit, ca un predicator care e una acasă și alta la biserică. Ăsta este dreptul meu să ating excelența. Vreau să trăiesc pentru treaba asta. Vreau să-mi cheltui energia și viața și timpul pentru treaba asta. Vreau să fiu un om implicat. Vreau să îi ajut pe oameni. Dacă mă întâlnesc cu cineva, vreau să-i dau o îmbrățișare, mă refer la bărbați. Vreau să zâmbesc, vreau să-i spun mulțumesc, te rog frumos, vreau să fac tot ce pot, lucruri mici sau mari, pentru ca să-i fac fericiți pe oamenii cu care mă întâlnesc, oferindu-le o amintire pe care nu vor uita niciodată. Vreau să fac lucrurile mici, pentru ca în felul ăsta să le fac și pe cele mari. Ascultă-mă, dacă vrei să faci ceva la conferința asta, propune-ți să-ți dezvolți caracterul. Ăsta este cel mai înalt lucru pe care îl poți face. Dezvoltă-ți caracterul. Citește cărți, stai de vorbă cu oameni pe care îi apreciezi, îi respecti, îi admiri și învață metode să-ți dezvolți caracterul, pentru că nu există mai mare încredere în lumea asta decât în oamenii de caracter. Oamenii de caracter sunt căutați peste tot, că devin din ce în ce mai rari. Restul lumea e plină de oportuniști, de materialiști, de bandiți, de tot felul de ființe. Dezvoltă-ți caracterul, implică-te în relația cu Dumnezeu, El te va schimba. Implică-te în relația cu familia, iubește, iartă, lasă dreptatea la o parte, că nu transforma casa ta într-un tribunal. Nu mai folosi atâta dreptatea acasă, cu soțul, cu soția, cu părinții. Folosește bunătatea, folosește mila, folosește dragostea, folosește răbdarea și iertarea. Ia-le pe astea cinci acasă și o să vezi ce bine te înțelegi cu nevasta și cu soțul. Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să facem o rugăciune, ultima sesiune a conferinței. Suntem de 3 zile aici, am stat împreună înaintea Domnului, am vorbit unii cu alții și în sufletul nostru s-au strâns anumite mărgăritare de preț de la Dumnezeu. Vrem să le lăsăm să ne parfumeze viața și să ne predispună la anumite decizii care ne apropie de El și ne apropie de oamenii din jurul nostru, dacă în primul rând de familia noastră. De aceea am să vă chem, stimații mei, așa cum facem întotdeauna la conferințe, să avem o aplicație practică, să avem un moment de rugăciune, un moment de predare, un moment de angajare. Am vrea să facem două feluri de rugăciuni, dar în același timp am vrea să ne rugăm pentru fete, pentru băieți, sau pentru băieți și fete, că Adam a fost făcut primul, nu Eva, pentru băieți și fete, sau pentru orice persoană care este în sală și are un motiv să vină în fața Domnului. Voi știți ce motive aveți. Nu plecați acasă fără să vă întâlniți cu Dumnezeu. Să-i dați sau să vă dea. Lăsați-vă păcatele la picioarele Lui, dacă mai aveți, și primiți lucrurile de preț care vă vor schimba viața și direcția. Și rugăciunea aceasta o vom face acolo unde arăt eu acum cu mâna.
toți cei care, indiferent unde sunteți, trebuie să veniți pe culoarul acesta. Acolo vor fi un grup de slujitori. Ei vor sta față în față și veți trece printre ei și vor pune numele Domnului peste viața, peste mintea, peste inima și peste viitorul și alegerile voastre. Dacă sunt aici persoane bolnave, oameni care suferă, vrem să ne rugăm pentru ei. Un grup de pastori vor sta aici, în zona asta, și se vor ruga pentru bolnavi folosind aceeași metodă. În momentele următoare, scumpii mei, vor cânta muzicienii cărora le mulțumim pentru excelență. Acum vă rog să vă ridicați și vă chem în numele Domnului, băieți, fete, frați, surori, toți cei care aveți nevoie de rugăciune, aveți ceva în fața Domnului, o rugăciune, o nevoie, o problemă, veniți culoarul acesta, o să vă întâmpinăm, o să ne rugăm pentru dumneavoastră. Cei care aveți o problemă de sănătate, veniți pe culoarul acesta, frații păstori vă vor aștepta aici ca să mijlocească înaintea Domnului pentru dumneavoastră.